Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, cine transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Astăzi alături de noi este doamna Cristina Eremia, psiholog, coach, trainer și vom discuta despre o carte publicată în colecția Alter Ego și care face parte din campania cine transmite budismul, Meditația interpersonală, trezirea în relație, de Gregory Kramer. Meditația interpersonală este o modalitate de a aduce calmul și capacitatea de pătrundere dobândite în meditație, direct în interacțiunile cu alte persoane. Este o practică ce implică interacțiunea cu un partener în cadrul unei retrageri, a unui retreat spiritual, de unul singur, pentru accesarea unei intuiții profunde. Intuiția obținută poate fi folosită apoi în interacțiunile de zi cu zi. Autorul, Gregory Kramer, a predat această practică constituită de el însuși vreme de peste un deceniu în retrageri pe tot cuprinsul lumii. Este o metodă cu totul nouă în lumea practicii budiste și totuși este complet fundamentată pe învățătura budistă tradițională. Aș începe discuția noastră chiar de la titlul acestei cărți pe care, dragi cititori, vă recomandăm cu drag, Meditația interpersonală. Ce este de fapt meditația interpersonală și cu ce o face deosebită sau, hai să spunem, distinctă față de alte practici de meditație? Bun găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că suntem împreună. Sunt o prietenă a editurii de mult timp, un fan înrăit și un cumpărător fidel și mă încântă mereu titlurile și bogăția de cărți foarte valoroase pe care voi le traduceți și le oferiți pe piață. Chiar apreciez în mod deosebit și prezența constantă și foarte foarte dedicată cumva acestei misiuni de a aduce cărți de valoare, de natură spirituală, psihologică, din toate domeniile, chiar destul de eclectic și foarte cărți foarte, foarte valoroase. Meditația interpersonală e ceva ce eu apreciez în mod deosebit. Ca persoană care s-a întâlnit cu meditația acum mult timp, chiar din liceu am avut ocazie să practic și am început ca majoritatea cu meditația pe obiect de concentrare, care e cumva cea mai simplă când îți alegi o imagine, un sunet, o iantră, o mantră, în fine, și îți pui atenția pe ea, o flacără, o culoare, ceea ce facilitează, într-adevăr, pentru un începător practica. Ca ulterior să descoper Vipassana, care sau mindfulness, care a fost o altă revelație pentru mine, pentru că trecerea de la spațiul ăsta cumva în care, în fine, mai întâi un obiect exterior, apoi îl interiorizez, mă aduc în mine sau cu mine. Și asta are efect pentru că mintea învață să stea, să rămână pe un obiect, să nu se mai învârtă dintr-o parte în alta. Celebra metafora maimuței care sare de pe o creacă exact pe alta. Exact la asta mă gândeam și eu, la metafora maimuței. Uneori aleator, fără să aibă neapărat, să zicem că culege fructe, pur și simplu țopăie că îi place să țopăie. Și cam așa e și mintea noastră, tot navighează printre gânduri și gândește excesiv și rumină foarte mult niște idei sau chiar niște gânduri triste care nu sunt deloc constructive. Vipassana deja îți aduce atenția pe acest flux al gândirii conectat totodată cu atenția și în mediu. Deci când am văzut că există o meditație în care ții ochii întredeschiși fără să te focusezi pe vreun obiect, obiectul fiind de fapt acest flux al gândirii
și al emoțiilor și senzațiilor pentru a te cunoaște pe tine cât mai bine, pentru că pentru mulți, din păcate, meditația asta facilitată de suport extern ajunge să fie o fugă de sine, un refugiu în imagini frumoase, în sunete frumoase, în lucruri care sunt bune pentru că, într-adevăr, aduc relaxare, aduc calm, aduc detașare. Tehnica de mindfulness deja te pune într-un contact profund cu tine, uneori destul de dificil. Este o foarte profundă terapie. Iar meditația interpersonală este o, aduce o valoare adăugată pentru că la această tehnică te pune față în față cu celălalt. Deci îți observi fluxul de gânduri, emoții, stări, senzații în relație cu alt om și vezi cum se schimbă de la un om la altul. Poți să vezi proiecțiile care apar în relația ta cu diferite tipuri de oameni, să-ți observi tiparele de reacție față în față cu alt om și anumite prejudecăți, anumite frici care sunt mult mai mari. Sunt destui meditatori care chiar participă la un retreat uneori de lungă durată, spun că se întorc zen de acolo, în calmul absolut, în cea mai bună stare posibilă, și totuși e suficient să apară un anumit om care să apese un anumit trigger și s-a dus tot zenul, toată liniștea, se irită, se enervează, imediat le sare țandăra și nu înțeleg nici măcar de ce se întâmplă de multe ori, pentru că sunt aceste tipare reacționale, inconștiente, uneori puternice, iar meditația interpersonală te ajută să te confrunți și cu ele. Să dobândești starea asta de liniște, calm, de observator și în relație cu altul, fără să mai intri în acest tipar de reacție involuntară, automată și uneori desprinsă de context, pentru că vine din niște traume mai vechi, din niște proiecții pe care le faci în prezent, a unor lucruri nerezolvate din trecut. Deci e în sine o terapie și încă una exact foarte profundă. Exact asta vreau să vă întreb, cumva am gândit în același timp acest lucru. Mă gândeam că meditația interpersonală este și un proces terapeutic. Și acum vă întreb cumva și în calitate de psiholog, cât de importantă este meditația dincolo de ajutorul, de sprijinul pe care îl aduce nouă în viața de zi cu zi, în viața cotidiană, cât de importantă este meditația și mai ales meditația interpersonală chiar și în procesul terapeutic. Pentru că ați vorbit despre reactivitate, despre, eu știu, emoții negative, despre niște trigăre sau, eu știu, despre niște butoane care atunci când sunt apăsate de către alte persoane, probabil cât am fi de zen sau venind, cum ați spus, dintr-o retragere spirituală, ne activează niște răni emoționale și s-ar putea ca toate să aibă legătură între ele. Adică anumite traume sau anumite episoade traumatice, anumite răni emoționale pe care noi le-am avut în copilărie și care au dus la perpetuarea unor tipare relaționale disfuncționale, probabil sau probabil, mai mult ca sigur că meditația interpersonală ne ajută să depășim aceste tipare. Foarte, ajută foarte mult și însoțește foarte bine un proces terapeutic. E un instrument foarte bun pentru a da mai multă profunzime și poate și rapiditate cumva, pentru că te învață să iei distanță față de toate aceste reacții involuntare, inconștiente, să observi care e mecanicitatea lor, toate aceste automatisme iraționale și ulterior, analizându-le, să le și înțelegi, să cauți în tine, să vezi oare de unde vin și evident, dacă ai și însoțirea unui terapeut, este mai simplu, e și susținut emoțional și în sine chiar partenerul de meditație este un suport important. Pentru că atunci când ești într-un retreat,
E mult mai dificil, ești tu cu tine în tăcere, multe retreat-uri chiar presupun o tăcere totală, chiar și în afara momentelor de meditație sau practică yoga și nu mai ai cu cine să vorbești. Iar noi ne-am învățat foarte mult să sporovăim și să fugim, de fapt, de contact, de intimitate, de profunzimea contactului dintre noi în această comunicare superficială și automatizată, socializată, plină și ea de multe tipare și stereotipii. Și atunci e un instrument foarte valoros pentru a aprofunda atât contactul cu tine, cât și contactul cu celălalt. Și să fii într-o altfel de relație, mult mai hrănitoare. La un moment dat, Și chiar aș. da, vă rog. Da. Chiar mi-ar plăcea, dacă îmi permiți și ți se pare ok, să Sigur. citesc o parte din introducerea făcută de George Petre, cel care este Prietenul nostru drag. Omul care a adus această carte și această practică la noi în țară, un meditator cu multă experiență și multă cunoaștere și foarte pasionat și dedicat misiunii lui de a sprijini oamenii în dezvoltarea spirituală. Și are o introducere foarte, foarte frumoasă și explicită. Și spune așa, meditația interpersonală reprezintă o practică formală a meditației dialogate și oferă un spațiu protejat de exersarea prezenței conștiente și în paranteză mindfulness în relații a unor interacțiuni eliberate de rolurile sociale în care am intrat vânt-nevânt, de povara așteptărilor din partea celorlalți. Dezvoltând o capacitate autentică de ascultare, nebruiată de politețea forțată a unui răspuns, a clarității în exprimare, fără teama de a fi înțeleși greșit și de a fi judecat. Prezența meditativă dă nașterea unei intimități de o calitate deosebită, greu de pus în cuvinte. Și aici mărturisesc că, ca practicant, am trăit asta și, într-adevăr, recomand oricui, chiar dacă nu ajunge să fie într-un cadru formal de meditație interpersonală, pentru că aici, la noi în țară, e cam greu de găsit acest cadru, chiar și acest exercițiu simplu de a privi ochi în ochi alt om, abținându-te din comentarii, din reacții, observând ce simți când stai față în față cu cineva, aduce foarte, foarte mult ca și calitatea prezenței și a intimității. Este un gest de expunere și totodată de susținere cumva a celuilalt inimaginabilă. Până nu practici asta, nici nu-ți poți da seama. Mi-amintesc că la un moment dat eram într-un local plin de oameni, așteptând un prieten să vină la întâlnire și mă uitam așa, cu curiozitate, cu drag de oameni, la toți cei prezenți acolo, observând dinamica și limbajul non-verbal dintre ei, și am remarcat un cuplu care nu vorbeau deloc, nu scoteau niciun cuvânt, dar felul în care se priveau și ce emanau ei ca prezență, ca mi s-a părut că era un dialog atât de intens, atât de profund. Și știm asta, că apare cumva spontan, mai ales în cadrul procesului de îndrăgostire și când ești cel mai fascinat așa de cineva, posibilitatea asta de a fi față în față cu persoana care și ea te dorește, te primește și a sta ochi în ochi este ceva foarte hrănitor. Și cred că oricine își aduce aminte de acele momente sau poate chiar le trăiește, are ocazia de a fi într-un astfel de parteneriat în care încă e intimitate și contact autentic, cât de profund hrănitor emoțional poate să fie un astfel de moment, o astfel de interacțiune. Și de asta chiar vreau să invit privitorii să practice
Evident că meditația interpersonală este altceva, nu e doar o simplă privire ochi în ochi, e chiar un proces destul de complex, care se desfășoară pe mai multe etape, destul de strict administrate, ca să zic așa, fiecare etapă având o anumită durată, o anumită cadență. Se practică timp de 2-3 ore o sesiune, tocmai pentru că sunt aceste etape care încep cu mindfulness, cu meditație individuală, după ce tu te conectezi cu tine și intri în această intimitate cu sine și observare de sine și prezență conștientă în contact cu propria ființă, abia apoi se face trecerea către parteneriat, către această meditație față în față cu alt om și după ce areși niște minute bune, observându-te și văzând ce se întâmplă în tine, ce reacții emoționale, ce gânduri și ce senzații apar când pur și simplu contempli o altă ființă și te contempli pe tine în relație cu ea, e și un alt moment de feedback reciproc în care împărtășești ce ai trăit, beneficiind de o stare totală de ascultare profundă și fără reacție din partea celuilalt, ceea ce nu prea ni se oferă în mod curent în viața de zi cu zi, nici măcar din partea partenerului de cuplu atunci când există. Deși foarte mulți nici măcar de asta nu mai au parte, fac o paranteză, dar are un sens și ea în contextul ăsta. Eram în Anglia și la radio spuneau despre un studiu făcut de Universitatea Cambridge, care au făcut o cercetare la nivel de Europa și au descoperit că 50% dintre adulții între 35 și 65 de ani, deci momentul în care ar trebui să fie cuplul în înflorire, sunt single, de fapt. Trăiesc singuri și poate mai au întâlniri cu diferite persoane romantice sau de altă natură, ori relațională, dar în esență, jumătate din populația Europei single, mie mi s-a părut înfiorător. Deci oamenii nu prea mai știu să fie în relație, nu prea mai știu să găsească această intimitate în doi. Iar meditația interpersonală chiar e o soluție, chiar este ceva ce poate facilita foarte mult regăsirea, reînvățarea acestei intimități, a acestui contact autentic și dus la nivel maxim. Cum putem să explicăm subtitlul acestei cărți, care mi se pare foarte, foarte sugestiv, Trezirea în relație? E vorba de activarea conștiinței, de această înțelegere, de insight-urile pe care le avem în timpul meditației, exact vis-a-vis de aceste tipare de gândire, de simțire, de aceste proiecții pe care le facem unii pe ceilalți și care de multe ori împiedică autenticitatea contactului și duc și la conflicte, că începem să ne acuzăm unii pe alții de diverse, se activează rănile astea, apar nu știu ce suferințe care poate nici nu le provoacă neapărat cel din față și învățăm să vedem, să ne vedem cu mai multă claritate pe noi și pe celălalt și ne trezim conștiința și starea de prezență autentică și în final, în fine, ca orice practică meditativă, se spune că dacă o faci suficient de mult de asumat și având și atitudinea justă, acțiunea justă și alte concepte care sunt frumos explicate în carte, ajungem într-un final chiar la iluminare, ceea ce practicii de meditație își dorești ar fi țelul ultim, să spunem, deci trezirea maximă totală, nivelul maxim de conștiență care poate fi atins când starea de prezență ajunge să fie continuă, nu fragmentată, cum trăim noi acum. Și cam asta e și chiar este o trezire a ființei, pentru că funcționarea asta automatizată
pe pilot automat, cum se spune frecvent, pe care o avem, pe baza acestor tipare, duce la o atenuare a calității conștiinței, care suntem așa, ca niște ființe semi-adormite care fac lucruri, ca niște semi-roboței care tot trebăluiesc în goana asta după a avea cât mai mult, a face cât mai mult. Și prin practica meditației și mai ales a meditației interpersonale ne trezim la realitatea lui a fi. A fi pur și simplu, a fi autentic, a fi în pace cu tine și cu celălalt și cu lumea, ceea ce e un mare deziderat și o realizare extraordinară. Ajungem la momente de trezire, de insight, dar momentele astea sunt foarte valoroase și cu cât practicăm mai mult, cu atât ele pot deveni mai dese și calitatea prezenței noastre în viața noastră se schimbă și calitatea vieții se schimbă, pentru că trăim altfel, cu mai multă intensitate, cu mai multă bucurie, cu mai multă atenție și observăm care înainte nu le vedeam, pur și simplu, nu le vedeam, nu le auzeam, nu le simțeam. Deci este chiar o trezire a ființei care ajunge să vibreze cu viața mult mai intens, mult mai profund, mult mai autentic, devii mai viu, devii participativ, mai deschis, mai disponibil, mai prezent, te simți cu totul altfel. Deci e într-adevăr o trezire pe mai multe paliere și o mare, mare bucurie de a fi atât de viu și pentru tine și pentru celălalt. Îți faci un cadou ție, îi faci un mare dar celuilalt, care se simte într-adevăr văzut, înțeles, primit, acceptat, binevenit în viața ta, în viața sa. Sunt niște daruri extraordinare. Câți dintre noi nu ne simțim respinși, dați deoparte, neînțeleși, străini, unii printre alții, în propria familie, ne simțim străini, ne simțim singuri, ne simțim izolați. Nevăzuți, neobservați. Exact. Deci toate darurile astea vin din această practică, din această stare de observare, de ascultare, de prezență. Prezență totală la tine și la celălalt, ieșind din fuga de sine, din fuga de contact, din fuga de relație, din toate fricile astea de a fi respins, de a fi neînțeles, de a fi neacceptat, de a fi dat deoparte. Frici firești, lucrurile astea chiar se întâmplă, dar te ajută această practică meditativă să le faci față mai bine, cu mai puțină suferință, tocmai dobândind pacea asta și înțelegerea că foarte mult este proiecție și că omul ăla, chiar când îți reproșează nu știu ce sau țipă la tine, nu țipă la tine, nu se reproșează ție, ci altcuiva, poate chiar ție însuși, pentru că relația cu sine se reflectă în relația cu celălalt, el îți oglindește niște lucruri din interior la care dacă tu nu le-ai uitat și sunt și neplăcute și dureroase, cu atât mai mult le scoți în afară și le proiectezi în exterior. Deci este foarte, foarte valoroasă și recomand cu multă căldură oricui are ocazia să practice, să practice și să caute să ajungă la această stare de trezire, de prezență și de vibrație în contact cu viața și cu ceilalți oameni. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre meditația interpersonală, pornind de la titlul cărții pe care, iată, vă o recomandăm cu mare drag. Meditația interpersonală, trezirea în relație, de Gregory Kramer, o carte publicată în colecția Alter Ego, în traducerea lui George Petre. O carte care face parte din campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene.
A fost alături de noi Cristina Eremia, psiholog, coach, trainer. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!